Vă spunem bun venit la o nouă prezentare din seria de prezentări Când va veni Isus? Va găsi credință pe pământ. Astăzi vrem ca să ascultăm mesajul prin fratele pastor Picu Fivi și tema de astăzi este intitulată Dovezile credinței în viața zilnică. Am vrea ca să avem un moment de rugăciune înainte de a asculta tema, după care vom asculta un imn. Și apoi fratele Fivi este cel care ne va prezenta mesajul. Să ne rugăm. Doamne, Tată bună, în meritele Domnului Isus, din, din nou în aceste momente venim să-ți mulțumim pentru că ai fost cu noi până în prezent. Îți mulțumim pentru că ne-ai călăuzit, ne-ai ocrotit. Îți mulțumim și pentru această zi de sabat, zi de har, zi în care vrei să ne... Vorbești din nou și te rugăm să fii cu noi în momentele următoare când vom auzi cuvântul, te rugăm să fii cu cei care vor urmări această prezentare și ajută-ne ca fiecare să avem în viața noastră credința Domnului Isus și prin exemplu, prin comportament, prin tot ceea ce suntem și facem, să poată fi slăvit numele tău între oameni. Vrem ca atunci când Domnul Isus va reveni să putem fi printre cei care vor avea credința lui. Te lăudăm, te binecuvântăm și te onorăm prin Domnul Isus. Amin. Iubiții mei, mulțumim lui Dumnezeu pentru această ocazie pe care o avem ca în această zi binecuvântată de sabat să putem ne apleca asupra cuvântului său. Îi mulțumim pentru binecuvântările sale, pentru harul său, pentru posibilitatea pe care o avem ca în liniște și pace să ne putem întâlni, să putem studia din cuvântul său, să putem lua în considerare învățăturile sale, făgăduințele, mustrările, avertismentele, care ne sunt adresate pentru a ne apropia de El. În această zi de sabat vom continua studiul nostru în cadrul acestei conferințe, acestui subiect al credinței, o preocupare a Domnului Isus Hristos pe timpul, pe, în timpul când El era printre, printre oameni. Va găsi el credință pe pământ când se va reîntoarce? Și poate că n-am înțeles și nu înțelegem această preocupare a Domnului Isus Hristos. De ce se preocupa el de faptul acesta? Aprofundând acest subiect, luând în considerare Cuvântul lui Dumnezeu, vom putea înțelege de ce el își pune această întrebare pentru că el a binecuvântat oamenii cu credință și a văzut că oamenii folosesc acest dar, această binecuvântare a lui Dumnezeu într-un mod greșit. Dar haideți să vedem ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta. Din perspectiva dovezilor credinței, care se regăsesc în viața noastră de zi cu zi. Nu știu dacă am luat în considerare până acum aspectul acesta, dar este un moment astăzi când să ne gândim la această problemă. Care sunt caracteristicile vieții noastre, vieții unui om? Dacă ar fi să luăm în considerare acest fapt, putem să enumărăm multe caracteristici. Dar una dintre ele și foarte importantă este că sunt multe lucruri în viața noastră. De fapt, viața este caracterizată de această imprevizibilitate. Noi nu putem să cunoaștem viitorul. Totul este imprevizibil pentru noi. Nu știm ce se va întâmpla peste 5 minute. Nu știm ce va fi până în seara aceasta, nu știm ce va fi mâine, nu știm ce va fi peste o săptămână, peste o lună, peste un an, nu cunoaștem. Și dacă ar fi să ne gândim la aspectul acesta și să ne preocupăm de ceea ce urmează să se întâmple, care ar fi viața noastră, cum ar fi, cum s-ar desfășura viața noastră, ar fi foarte greu. Am fi foarte apăsați, am fi foarte... Neliniștiți din punctul acesta de vedere, gândindu-ne ce voi face peste 5 minute, ce va fi cu mine peste o jumătate de oră, ce va fi cu mine peste o săptămână. Dar, uite că nu se întâmplă lucrul acesta. Totuși, suntem caracterizați de liniște, totuși suntem împăcați în sufletul nostru, exprimăm bucurie, ne întâlnim bucuroși unii cu ceilalți și. Împărtășim experiențele noastre și ne bucurăm de viață. De ce se întâmplă acest fapt? Pentru că este acest dar al lui Dumnezeu în inima fiecărui om și anume credința. Credința că putem să trăim, putem să ne bucurăm de viață, dar, nu, dar noi nu conștientizăm acest lucru. Chiar dacă nu știm ce ne rezervă viitorul. Dar avem această credință și o exercităm într-un fel anume, dar fără să conștientizăm serios lucrul acesta. Spiritul Profetic, în Cartea Educația, la pagina 255, ne vorbește despre acest lucru. Privită din perspectiva ei umană, viața este pentru toți o cărare neîncercată este ceva care nu știm ce, cum va fi. N-am mai mers niciodată pe drumul acesta. E ceva care nu putem să descriem cum o să se întâmple și ce rezultate vor fi. Dar suntem chemați fiecare să mergem pe acest drum. O cărare pe care în ce privește experiența noastră profundă, fiecare merge singur. Indiferent că suntem într-o familie, indiferent că avem prieteni, indiferent că avem relații care să ne sprijine, să ne ajute, sunt experiențe în viața noastră, sunt situații în viața noastră, când le, toate acestea le petrecem și le trăim singuri, fără absolut nimeni. Și atunci trebuie să exercităm credință. Să exercităm acest dar al lui Dumnezeu. Nicio altă ființă omenească nu poate intra pe deplin în viața noastră interioară. Și dacă așa stau lucrurile, ce este de făcut? Iată ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Când copilașul pornește în acea călătorie în care mai devreme sau mai târziu va trebui să-și aleagă propriul drum, hotărând singur pentru veșnicie, care va fi destinul vieții sale, cât de serios ar trebui să fie efortul de a îndrepta încrederea către ajutorul și călăuzirea ce asigură. Iată care este soluția și care este intervenția divină pentru noi în privința aceasta. Viața, cum spuneam, este o cărare neîncercată. Și nu este ceva care să cunoaștem și care să descriem cu exactitate ceea ce urmează să se întâmple. Și cu toate acestea, nu suntem apăsați, nu suntem neliniștiți. De ce? Pentru că este acest dar al lui Dumnezeu credința. Putem să spunem în urma acestei, acestei descrieri, că aceasta ar fi prima dovadă a faptului că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu acest dar al credinței. Există această credință în inimile noastre, în, inim, în inima omului. Pentru că el, ele, el, omul, este liniștit pentru viitorul său. Sunt și situații în viața noastră care apar și care produc neliniște și produc tulburare sufletelor noastre. Și dacă am exercitat credința în astfel de situații, am fi și atunci liniștiți. Și de fapt acesta este scopul lui Dumnezeu pentru care ne-a binecuvântat cu acest dar. Și cei în vârstă, cei care au experiență în privința aceasta, au această datorie, ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu, ca să învețe pe cei mici despre existența acestui dar al lui Dumnezeu și anume credința și să îi învețe, să exercite, să cultive, să dezvolte această credință în acela care este ajutorul și călăuzirea sigură. Cine este acela care ne poate ajuta, care ne poate călăuzi, care ne poate sprijini în privința aceasta? Textul biblic din Evrei, capitolul 12, versetul 2. Ne spune cine este cel care ne poate ajuta în privința dezvoltării acestui dar. Să ne uităm țintă la autorul și desăvârșitorul credinței noastre, adică la Isus. Cine este autorul credinței? Domnul Isus Hristos. Cine este cel care o face să se dezvolte? Tot El. Cine o desăvârșește în viața noastră? Domnul Isus Hristos. Să privim la El, să ne încredem în El și să luăm învățăturile sale ca ghid și călăuză în viața noastră. Și vă invit să analizăm două experiențe din viața Domnului Isus, din care să învățăm cum să exercităm credința sau cum lucrează El în dezvoltarea acestui dar în viața noastră, în desăvârșirea acestei credințe în viața fiecăruia dintre noi. Pentru început, citim din Evanghelie, Evanghelia lui Marcu și Evanghelia lui Matei un caz în, din care să învățăm aspectul acesta. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul tirului și al sidonului. A intrat într-o casă dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Căci Îndată, o femeie a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat, a auzit vorbindu-se despre el și a venit de s-a aruncat la picioarele lui. Femeia aceasta era o grecoaică, de o bârșie sirofeniciană. Ea îl ruga să scoată demonul din fica ei. Iisus i-a zis, Lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, i-a răspuns ea, dar și cățeii de sub masă mănâncă din firimiturile copiilor. Atunci, Isus i-a zis, O femeie, mare este credința ta, fă-ți-se cum voiești. Exemplul acesta, experiența aceasta, ne învață pe noi unde găsim credința și cum putem să dezvoltăm această credință. Domnul Isus Hristos a cunoscut-o pe această femeie. Cu siguranță, așa cum știm cu toții că nu doar pe ea, au, cuno au cunoscut pe mai mulți, ne cunoaște pe noi, pe toți, pe fiecare în parte. Știm ce gândim, își știe ce gândim și știe care sunt înclinațiile noastre. El, la solicitarea acestei femei, a dat acest răspuns, care, după mintea noastră și după aprecierile noastre omenești, parcă ar fi un răspuns de respingere, nici de cum de, de acceptare, de a dori să rezolve problema acestei femei. Și poate că pentru unii a părut ca fiind corectă atitudinea Domnului Isus Hristos, mai ales că mulți dintre concetățenii săi se gândeau la lucrul acesta. Femeia aceasta nu era din națiunea, așa zis, favorizată înaintea lui Dumnezeu. Ea spune Cuvântul Sfânt că era de naționalitate greacă. Era o grecoaică. Și a venit totuși să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Să ceară binecuvântarea de la Domnul Isus Hristos pentru ea și mai ales pentru fetița ei, care era bolnavă. Și l-a rugat să rezolve această problemă. Dar Domnul Hristos a dat acest răspuns provocator. Lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Ce este uimitor pentru noi este faptul că femeia aceasta nu s-a întristat pentru comparația pe care Domnul Hristos a făcut-o. Noi cum am fi? Cum am fi reacționat la faptul acesta să ne compare cineva cu aceste animale, cu un câine, cu un cățel? Am fi fost deranjați? Am fi deranjați sau nu? Să ne gândim puțin la aspectul acesta. Dar femeia aceasta nu. Nu s-a deranjat și nici de cum nu s-a supărat pentru această abordare a Domnului Isus Hristos a problemei ei. Ba din contră, s-a folosit de această provocare și dă următorul răspuns uimitor pentru Domnul Isus și pentru noi toți. Da, Doamne, i-a răspuns ea, dar și căței de sub masă mănâncă din firimiturile copiilor. De unde a înțeles femeia să exercite credința? Tocmai din această practică care exista în viața, să spunem, a fiecarei familii. În fiecare familie se întâmpla lucrul acesta și se întâmplă și în zilele noastre. Stăm la masă cu toți, cu copiii noștri, cu cei dragi ai noștri, ne hrănim trupurile noastre din punct de vedere fizic, ne bucurăm de alimentele pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție, dar cu toate acestea rămân firimituri. Ce facem cu ele? Pe asta facem, ce făceau oamenii și atunci le oferim animalelor, păsărilor și se bucură și ele de aceste ferimitori. Este o practică, să zicem așa, banală. Dar o practicăm cu toții. Dar aceasta această practică a fost o lecție de credință pentru această femeie. Ea a învățat credința sau a dezvoltat credința ei, raportându-se la această practică care se petrecea în fiecare zi, în viața tuturor oamenilor. Și se petrece și astăzi. Ne-am gândit noi să, să dezvoltăm credința noastră, raportându-ne la aceste lucruri mărunte din viața noastră? Cred că mai puțin, sau poate deloc. Dar iată că această femeie a dezvoltat această credință, acest dar al lui Dumnezeu pe care ea l-a avut, raportându-se la această provocare pe care Domnul Hristos a făcut-o, nesimțindu-se jignită că a fost comparată cu un cățel, va din contră, s-a raportat la faptul că și Căței se bucură de firimiturile care cad de la masa copiilor. Și ce răspuns de Domnul Isus la o astfel de atitudine, la o astfel de abordare? Ce i spune el? Mare este credința ta. Facă-ți-se cum voiești. Aceasta, acesta este desăvârșirea credinței. Domnul Hristos a oferit credință acestei femei și tot el a desăvârșit-o în viața ei, spunând, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și ea astfel a primit binecuvântarea pe care și-a dorit-o. Fica ei a fost tămăduită, a fost vindecată, a fost salvată. Și a rămas pentru noi un exemplu de luat în seamă. Cum putem să dezvoltăm noi credința, aceasta mică și măruntă și puțină, care este în viața fiecăruia dintre noi? Nu trebuie să ne gândim că trebuie să se întâmple în viața noastră lucruri mari și mărețe ca să credem. Lucrurile mărunte și mici sunt de o mare importanță pentru noi și le găsim și le trăim și le experimentăm la fiecare pas în viața noastră. Important este să avem ochi deschiși ca să le vedem și să ne le însușim. Un alt exemplu tot din experiența Domnului Isus Hristos menționat în Evanghelia lui Luca, la capitolul 7, de la versetul 1-10. la 10. Să citim aceste versete și apoi să luăm învățătura pentru noi. După ce a, vă, după ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care îl asculta, Isus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Isus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis, face să-i face acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Isus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună. Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Și zic unuia dute și se duce, altuia vino și vine. Și robului meu făcut are lucru și îl face. Când a auzit Isus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. O altă apreciere a Domnului Isus Hristos. În această istorioară, putem să. Discernem credința sub două forme. Credința care este apreciată de Domnul Isus Hristos și credință care este exercitată poate de noi cei mai mulți. Care sunt aceste, aceste două forme? Credința iudeilor și credința Sutașului. Ce a făcut sutașul? Sutașul a auzit despre Domnul Isus, a auzit despre lucrarea sa și, înțelegând posibilitatea care o are la dispoziție, a apelat la el. Dar n-a apelat direct, ci s-a folosit de bătrânii iudeilor. I-a chemat și le-a transmis această doleanță ca ei să intervină la Domnul Isus și să îl roage, potrivit acestei dorințe, să-i vindece robul care era un rob credincios lui. Și iudeii au dat curs acestei dorințe, a acestui sutaș. Au venit la Domnul Isus, l-au rugat, spune, cu tot din adinsul și au stăruit de el. Și cu ce și-au argumentat ei această cerință? Cu aceste cuvinte, face să-i face acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Înțelegem de aici că atât Sutașul, cât și iudeii, credeau că Domnul Isus Hristos poate să ofere această rezolvare și anume să vindece pe aceast, acest rob bolnav și în suferință. Și unii și alții aveau credința aceasta. Că Domnul Isus poate să ofere această vindecare. Dar fiecare era motivat de ceva diferit. Iudeii ce spuneau? Merită. Să, fac, să faci lucrul acesta pentru acest om, pentru că ne iubește și ne-a zidit sinagoga. Are acest merit. Dar ce a făcut Domnul Hristos? Spune raportul sunt că a plecat în direcția în care era solicitat. Spre casa sutașului să rezolve problema. Când a auzit sutașul că Domnul Hristos se îndreaptă către el, ce face? Trimite pe alți slujitori, alți prieteni, să-i spună, Doamne, nu te osteni atâta, pentru că eu nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Și chiar insistă pe acest fapt, Zice, de aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine. Și îi dă soluția Domnului Hristos. Ce să facă și cum să facă. Și spune, zice, tu poți să zici o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Și cu ce și argumentează sutașul această afirmație? Spune el în continuare. Și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine o și zic unuia dute și se duce, altuia vino și vine, și robului meu făcut are lucru și îl face. Ce este aceasta? Aceasta este descrierea experienței lui de zi cu zi în lucrurile vremelnice. El era sub stăpânire și asculta de această stăpânire. Când Superiorii lui îi spuneau un lucru, el îl lua în considerare, îl împlinea, căuta să împlinească ceea ce i s-a spus. De asemenea, cei care erau în subordinea sa, ei ascultau, ei, el vedea că ceea ce el uh, le transmitea acestora, ei luau în considerare și puneau în practică. Și astfel, pe acest considerent, el și-a bazat credința Și în plan spiritual, și în relația sa cu Dumnezeu, cu Domnul Isus Hristos. Dacă El a considerat de, fel, de forma aceasta, a gândit de forma aceasta, dacă El este superior bolii, suferinței, e de ajuns să spună un cuvânt și problema va fi rezolvată. A avut această credință, a avut această încredere cum cuvântul superiorilor lui avea putere asupra lui cum cuvântul lui avea putere asupra subalternilor săi așa a considerat el că cuvântul domnului Isus Hristos va avea aceeași putere asupra bolii și astfel a cerut domnului Isus zi un cuvânt și robul meu va fi tămăduit când a auzit Domnul Isus aceste vorbe, ne spune că s-a minunat de sutaș. Și s-a întors spre norod și a făcut această afirmație: „Nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare.” Și s-a rezolvat problema acestui om. De ce era această credință atât de mare? Pentru că omul exercitase acest dar al Lui Dumnezeu. De ce? Cum a reușit El să dezvolte această credință la, acest, la un așa nivel, încât Domnul Iisus Hristos să, spune că este, să spună că este atât de mare? Folosindu-se de exemplele de, zi, din, exemplele de zi cu zi, din viața Lui practică, el a înțeles că astfel se poate dezvolta credința. Și noi, astăzi, putem să facem acest lucru, să luăm în considerare experiențele de zi cu zi prin care Dumnezeu ne trece, pentru că prin acestea El vrea să ne învețe să avem încredere în El, în călăuzirea Sa, în ajutorul Său, că în această viață plină de nesiguranță și despre care nu cunoaștem viitorul și ce urmează să se întâmple, totuși noi să putem trăi liniștiți, să putem trăi în pace, să nu fim doborâți de descurajare și deznădejde, gândindu-ne ce se va întâmpla cu noi în viitorul apropiat sau îndepărtat. Nici chiar în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Este interesant. Dacă ne gândim la faptul acesta, aceste două exemple sunt uh, persoane care nu făceau pare, parte din poporul favorizat, care pretindea că sunt sub favoarea lui Dumnezeu, că ei cunosc voia lui Dumnezeu și că o împlinesc. Dar, totuși, ei au dezvoltat o credință pe care Domnul Hristos a numit-o foarte mare. Și credința lor a avut rezultate pe măsură. De partea cealaltă, iudeii pe ce se bazau? Pe ce își argumentau ei uh, credința? Pe fapte. Ce spunea? Face să-i fac, să face acest bine, căci iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga. Într-adevăr, faptele vorbesc între noi oamenii, dar înaintea lui Dumnezeu nu au nicio valoare sau nu pentru acest fapt a venit Domnul Isus Hristos să rezolve acest caz, ci ceea ce a apreciat Domnul Isus, a fost credința credința sutașului care a spus eu nu sunt vrednic să vii la mine. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu la tine ci zi un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Aceasta este credința pe care noi trebuie să o dezvoltăm. Aceasta este credința autentică care va avea rezultate mari și puternice în viața noastră. Și de unde pornește o astfel de credință? Să nu uităm de la lucrurile mărunte și mici, de la experiențele noastre de zi cu zi, de la Firimiturile care cad de la masa, de la mesele noastre, de la experiențele pe care noi le trăim zilnic, noi putem să dezvoltăm credință puternică în Dumnezeu, care să ne aducă rezultate mari și mărețe în viața noastră. Și acum, luând în considerare credința lui Israel, credința poporului care își zicea că este favorizat și se considera, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, o înțelegem din, dintr-o parabolă pe care Domnul Hristos a rostit-o și este menționată în Evanghelia lui Matei la capitolul 21, versetele 28 la 30. Într-o discuție pe care Domnul Isus a avut-o cu poporul la vremea aceea, a, dat aceast, a făcut această comparație și a dat această pildă. Ca să le atragă lor atenția cu privire la felul lor de a fi. Ce credeți? Un om avea doi feciori. S-a dus la cel din tâi și i-a zis, fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns, mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Iată cum iers. Cum este descrisă de Domnul Isus credința acelora care își ziceau sau se considerau ca fiind poporul lui Dumnezeu. Mulți dintre ei așa se comportau. Când li se cerea să facă ceva, nu, nu vreau. Și făceau lucrurile tot invers. Și nu se întâmpla lucrul acesta doar în timpul Domnului Isus Hristos. De multă vreme s-a întâmplat sau se perpetua această practică. Ne amintim și în timpul lui Ieremia se întâmpla aceste lucruri. Când Domnul l-a trimis pe Ieremia și l-a pus, zice, stai la poarta cetății Ierusalimului și atrage atenția poporului la cărările cele vechi și solicită să umble pe ele, să ia în considerare adevărurile din vechime și atrage atenția lor la asupra acestora. Care a fost răspunsul poporului și celor care erau atunci, în timpul lui Ieremia? Domnul spune că ei au, au adoptat această atitudine și au zis, nu vrem să umblăm pe ele. Și astfel, credința lor era depășită de a celora care se încredeau în Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, Domnul Hristos a spus, făcând referire la credința. Sutașului. În Israel nu am găsit așa credință ca a sutașului. Aceasta este credința autentică și veritabilă către care Dumnezeu ne îndreaptă privirea noastră și atenția ca să o luăm în considerare și să ne o însușim. O credință ca a sutașului. Nu că am meritat, dar totuși putem să beneficiem de binecuvântările divine. De ce? Pentru că El dorește lucrul acesta, să ne ajute să ne ridicăm și să fim salvați. Ce este credința? Definiția credinței o găsim în Sfânta Scriptură, Evrei capitolul 11, versetul 1. O definiție foarte cunoscută de noi. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile, care nu se văd. Ce este credința? O încredere neclintită. Ce înțelegem noi prin încredere? Încredere, conform înțelegerii noastre, este un sentiment de siguranță față de cinstea, buna credință sau sinceritatea cuiva. Sentimentul acesta de siguranță față de cineva, de faptul că el este cinstit, este bine intenționat și este sincer cu noi, se, se dobândește după un anumit timp în care am avut experiență cu persoana respectivă. Nu-l avem așa dintr-o dată. Se câștigă în timp. Și Dumnezeu știe lucrul acesta și lucrează cu noi în același fel. El știe că noi suntem slabi. Și nu avem această încredere. Și El vrea să o câștige. Nu să câștige încrederea noastră în El, în călăuzirea Sa. Și de aceea ne-a dat acest dar, ne-a binecuvântat pe fiecare cu acest dar al credinței. Și vrea să-L dezvolte în noi, vrea să dezvolte această credință în noi, folosindu-se de lucrurile acestea mici și mărunte în viața noastră, de experiențele zilnice, prin care ne asigură, dă dovada faptului că se îngrijește de nevoile noastre. Noi nu ne punem problema că ce vom mânca săptămâna viitoare. De ce? Pentru că ne uităm în urmă și am avut de mâncare. Dar uităm să, să ne bucurăm și să dezvoltăm această credință și în alte aspecte ale vieții noastre. Dacă Dumnezeu ne-a oferit hrana de zi cu zi, dacă El ne-a trezit după ce noi ne-am dus la culcare, dacă El ne-a binecuvântat cu binecuvântările de zi cu zi, de ce n-am avea noi încredere și atunci când sunt probleme mai mari și mai grele în viața noastră? Dumnezeu vrea să câștige această încredere în noi. Dar este important ca noi să avem ochii deschiși, cum spuneam, și să vedem aceste lucruri mici și mărunte pe care Dumnezeu le face în viața noastră. Încrederea aceasta trebuie să fie neclintită. Ce înseamnă neclintit? E simplu, nu? care nu se clintește, nemișcat, neclătinat, care nu se, în care nu se mișcă nimic, care nu intervine nicio schimbare, care nu se modifică, este statornic, este stabil, ferm și hotărât. Aceasta este descrierea acestui cuvânt neclintit. Și o credință de forma aceasta trebuie să fie credința noastră. Și vreau să mă folosesc de două exemple din Sfânta Scriptură în această privință. Exemple foarte cunoscute de noi. Experiența lui Iov este elogventă, zic eu, din punctul acesta de vedere. Iov a fost un om binecuvântat. A avut de toate și el a recunoscut lucrul acesta și mulțumea lui Dumnezeu și oferea din ceea ce primise și celorlalți. Dar cu toate acestea, a fost trecut printr-o încercare pe măsură să piardă totul, și copii și bunuri materiale. Și, pe deasupra, să fie lovit și cu o boală necruțătoare, nu? o boală dureroasă și grea și care îi provoca o suferință mare. Dar în toate acestea, el și-a arătat încrederea în Dumnezeu. Chiar spre uimirea soției lui, care i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, pleasă-mă pe Dumnezeu și mori. Era surprinzător faptul acesta chiar pentru soția lui, cum el rămâne atât de neclintit în această neprihănire. Dar cum s-a raportat Iov la această solicitare? Ce spunea el? Știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Nu s-a potignit Iov în experiența aceasta, ba din contră, el și-a dezvoltat credința sau în el Dumnezeu a dezvoltat credința aceasta spre desăvârșire, așa cum am citit la început. El este autorul și desăvârșitorul credinței noastre. Și în experiența prin care el a trecut, el a desăvârșit această credință și a spus, indiferent ce se va întâmpla cu mine, chiar dacă voi fi nimicit, pielea îmi va fi nimicită, chiar dacă nu voi mai avea carne, totuși nădăjduiesc că ochii mei îl vor vedea pe Dumnezeu. O astfel de credință trebuie să dezvoltăm și noi. Astfel trebuie să fie credința noastră în Dumnezeu, indiferent ce, se va, ce Evenimente vor avea loc în viața noastră, indiferent ce se va întâmpla cu noi, să avem această încredere neclintită în Dumnezeu, că El conduce lucrurile spre binele nostru întotdeauna. Al doilea exemplu asemănător este al celor trei tineri care au ajuns, împotriva voinței lor, în robie: Anania, Mihael și Azaria. Și nu doar că au fost robi, dar au fost supuși unor lucruri care nu și le-au dorit. Chiar au fost solicitați la un moment dat să se închine cum conform uh, practicilor poporului babilonian la care au ajuns să fie robi. Și împăratul, la vremea aceea, cel mai mare împărat al lumii, Nebugat Nețar, i-a chemat pe toți slujitorii săi să facă o sărbătoare și să participe la aceasta și să se închine acelui chip de aur pe care el l-a înălțat. Tinerii aceștia știau că trebuie să se închine doar lui Dumnezeu și ei nu s-au închinat acelui chip. Au fost văzuți, au fost sesizați, s-a raportat Împăratului despre această atitudine și Împăratul i-a chemat. I-a întrebat, ei au răspuns, răspunsul lor nu a satisfăcut pe împărat și le-a dat o nouă șansă ca să se închine acelui chip, așa cum împăratul cerea. Cu această avertizare, care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Cu alte cuvinte, din mâna mea nu poate să mai scape nimeni. Eu sunt cel mai puternic pe pământul acesta, la care acești tineri au răspuns. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nu, nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat care a fost răspunsul acestor tineri i-a spus împăratului Dumnezeul nostru poate să ne scape dar cu toate acestea chiar dacă nu ne va scăpa din acest cuptor aprins cu care tu ne ameninți noi tot nu ne vom închina nu vom sluji dumnezeilor tăi și nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat tu chiar dacă nu ne va scoate noi nu vom face altceva decât ceea ce ne-a spus Dumnezeu. Și rezultatul îl știm cu toții, că însuși împăratul a rămas uimit, că deși aruncați în acel cuptor mai incins ca de altă dată, tinerii aceștia au fost nevătămați. De ce? Pentru că au avut această credință mare ca a femeii, ca a sutașului, apreciată de Dumnezeu, apreciată de cer. Credință care a adus rezultate mărețe în viața lor. Care sunt rezultatele unui astfel de credințe și pentru noi astăzi? Sunt aceleași. Apostolul Pavel, în epistola sa către evrei la capitolul 11, după ce face o listă, după ce prezintă o listă a persoanelor care au fost uh, credincioase și au dezvoltat această credință cu ajutorul lui Dumnezeu, spune care au fost domeniile în care ei au putut obține rezultate mărețe. Zice, prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașe, femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Iată câteva rezultate mărețe ale credinței. Și dacă ar fi să ne gândim de unde au pornit credința aceasta cu aceste rezultate, dacă ne uităm în istoria tuturor acelora care au obținut astfel de rezultate, au pornit de la lucrurile mărunte, mici, din viața lor, la care au acordat atenție și au, și au însușit această învățătură și au stabilit și au întărit această relație a lor cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a putut ajuta să dezvolte această credință puternică. Vreau să luăm în considerare câteva primele două aspecte de aici, aceste rezultate. Prin credință au cucerit ei împărății. Poate ne gândim la cetățile, la popoarele puternice cărora au putut să le reziste. Și putem zice, noi astăzi nu suntem chemați să luptăm unii împotriva altora, să cucerim, să ne cucerim unii pe alții. Care este împărăția care trebuie să o cucerim noi? Proverbe 16 cu 32 ne spune, Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Este împărăția care, pe care trebuie să o cucerim cu toții euul nostru, mândria noastră, de multe ori este o piedică în înaintarea spre desăvârșirea credinței. Și trebuie să cucerim această împărăție, să o doborâm și să devenim, cum spunea înțeleptul, stăpâni pe noi înșine, să ne controlăm pe noi înșine. Și aceasta este mai de preț decât orice împărăție pământească cucerită. Prin credință au făcut dreptate, Sentimentul acesta de dreptate ne caracterizează pe toți, dar greșim adesea în modul cum îl exercităm. Și Spiritul Profetic în Cartea Educația, pagina 256, ne învață lucrul acesta și ne atrage atenția în această privință astfel. Credința are lecții prețioase pentru copilul care nu poate suferi nedreptățile. Înclinația de a se împotrivi răului sau de a se răzbuna pentru ceea ce este rău este adesea activată de un simțământ ascuțit al dreptății și un spirit activ plin de energie. Un asemenea copil să fie învățat că Dumnezeu este garantul etern al dreptății. El poartă de grijă cu cingășie făpturilor pe care le-a iubit atât de mult încât să-l dea pe fiul său pentru a le salva. El se va ocupa de fiecare nelegiuit. Este o lecție importantă pentru noi. Înclinația aceasta spre exercitarea dreptății, cum spuneam, ne caracterizează. Și de timpuriu, copiii spune că sunt caracterizați de acest lucru. Ei nu pot suferi nedreptățile și i drept acest lucru. Nu-i nu de condamnat. Dar ceea ce este greșit de multe ori la noi felul cum stabilim această dreptate. Spune că mulți au această înclinație să se împotrivească răului și să se rezbune pe ceea ce este rău adesea. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu este acela care stabilește dreptatea când și cum și la ce moment să fie îndeplinită. Și în ce privește săvârșirea dreptății, trebuie să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu. El se va ocupa de fiecare care ne provoacă nedreptate sau ne chicnește într-un fel sau un altul. Să lăsăm totul pe seama Lui și cu ajutorul său, sau în felul acesta, vom putea să facem noi ce este drept și să împlinim dreptatea. Psalmistul spune: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în el și el va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Astfel putem să noi dreptatea prin credință, încredințându-ne soarta în mâna lui Dumnezeu, încrezându-ne în el. Astfel, în felul acesta, vom putea face dreptate, exercitând credința în Dumnezeu. Și Apostolul Petru menționează câteva rezultate ale credinței. În a doua sa epistolă, la capitolul 1, de la versetele 5 la 8, ne spune care sunt rezultatele exercitării credinței. Zice, dați-vă toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea Evlavia, cu Evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din Belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Isus Hristos. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din Belșug. Intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Dacă ar fi să ne oprim asupra acestor virtuți pe care apostolul Petru le menționează aici, fiecare om, fiecare persoană are aceste virtuți într o măsură oarecare. Dar Dumnezeu vrea să dezvoltăm toate acestea toți avem credință, consider, am ajuns la concluzia aceasta, toți avem credință, toți săvârșim fapte, toți avem cunoștințe, toți ne înfrânăm uneori, avem răbdare, evlavie, dragoste de frați, iubim pe oameni, dar într-un procent insuficient care să ne, ca, să ne, ca să fim numiți desăvârșiți. Dar Dumnezeu, Vrea să dezvoltăm toate aceste virtuți într-un mod cât de măreț posibil. Și la baza acestei dezvoltări nu este altceva decât credința. Dacă credem că putem să devenim înfrânați, lucrăm, vom lucra în această privință. Chiar dacă înfrânarea noastră este foarte mică. Sau virtutea aceasta este într-o măsură mică în viața noastră. Dar, cu timpul, dacă credem că putem așa să ajungem acolo și să fim mai înfrânați de cum suntem acum, vom cere ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va conduce și ne va ajuta să dezvoltăm această virtute. Și răbdarea, la fel, și Evlavia și dragostea de frați și iubirea de oameni, și faptele noastre și cunoștința noastră, toate acestea se vor dezvolta dacă noi credem și exercităm această credință pornind de la lucrurile mici. E drept că toate acestea se vor dezvolta dacă cu prețul unor sacrificii pe care trebuie să le facem. Dar ce spune Dumnezeu despre aceste sacrificii? Iată ce este scris în cuvântul său. Nu suntem niciodată chemați să facem cu adevărat un sacrificiu pentru Dumnezeu. El ne cere să-i cedăm multe lucruri, dar dacă facem așa, nu renunțăm decât la ceea ce ne stânjenește în calea noastră către cer. Ce înseamnă aceste sacrificii? Înseamnă să dăm piedicile la o parte care ne împiedică să înaintăm către cer. Să dezvoltăm acel caracter desăvârșit pe care Dumnezeu vrea să-l realizăm sau să-l realizeze El în viața noastră. Chiar când ni se cere să renunțăm la acele lucruri care în sine sunt bune, putem fi siguri că Dumnezeu ne pregătește un bine și mai mare. Se poate întâmpla chiar lucruri bune să fim nevoiți să renunțăm la ele, dar să nu ne dez -ă, descurajăm din cauza aceasta, să nu ne supărăm pentru acest motiv, pentru că Dumnezeu știe că e mai bine pentru noi așa. Și el pregătește ceva mai bun și mai frumos pentru viața noastră. De aceea, să căutăm această credință în viața noastră de zi cu zi și să o dezvoltăm. O găsim în lucrurile mici și mărunte. Și să luăm aminte la ea. Este apelul pe care Dumnezeu îl face prin aceste cuvinte. De credință este nevoie în problemele mărunte ale vieții. Tot, de, tot atât de mult ca și în cele mari. În interesele și activitățile noastre de fiecare zi, puterea lui Dumnezeu care ne susține devine un lucru real pentru noi printr-o încredere neabătută. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să avem deschiși ochii la modul minunat în care El lucrează în viața noastră. Prin lucrurile mici și mărunte ale vieții, să vedem credința pe care El vrea să o dezvolte în caracterul nostru, și alături de credință toate acele virtuți care formează un caracter desăvârșit. Să nu uităm că El este autorul și desăvârșitorul credinței noastre. Să privim la Domnul Isus Hristos, să ne încredem în El pe deplin cu o încredere neabătută, neclintită și să acceptăm călăuzirea sa. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi în privința aceasta și să experimentăm și noi astfel de experiențe pe care le-am văzut că cei dinaintea noastră le-au avut și s-au bucurat de rezultate binecuvântate. Putem și noi să avem astfel de rezultate exercitând astfel o astfel de credință pornind de la lucruri mici și mărunte care se petrec și se întâmplă în fiecare zi din viața noastră. Dumnezeu să ne deschidă ochii, să le vedem, să le exercităm, să ne raportăm la ele și să avem încredere de plină în El. El să ne ajute la aceasta și să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Vom îngenunchea și vom cere ajutorul lui Dumnezeu în privința aceasta. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Isus, jertfa și mântuitorul nostru, am plecat genunchii noștri înaintea ta, în această zi binecuvântată de sabbat după studiul cuvântului tău, să-ți mulțumim că ne-ai oferit aceste învățături, să-ți mulțumim pentru faptul că Domnul Isus a venit între noi ca să ne învețe cum să dezvoltăm un caracter după asemănarea cu tine. Ajută-ne tu ca să avem Mintea și inima deschise la învățăturile tale, ajută-ne ca să privim la modul minunat în care tu lucrezi în viața noastră, să avem această credință statornică în călăuzirea ta, să ne bucurăm de faptul că tu te îngrijești de nevoile noastre și să nu disperăm nici atunci când probleme grele apar în viața noastră, ci să exercităm credința că, așa cum, în lucrurile mici și mărunte, tu ne ajuți. Poți să faci lucruri mari și mărețe, și atunci când probleme mari și grele apar în experiența vieții noastre. Te rugăm să întipărești în mintea și inima noastră aceste învățături și să ne dai tu bucuria de a pune în practică aceste adevăruri pentru ca să dezvoltăm o credință, pentru ca să dezvoltăm un caracter desăvârșit după modelul pe care ni l-ai arătat și care ne va permite să fim cu tine în veșnicie. Te rugăm să binecuvintezi cuvântul tău în inimile noastre, în inimile ascultătorilor de, de acum și cei care le vor asculta și mai departe, mai târziu. Te rugăm să faci tu ca acest adevăr să aducă rod în viața noastră a fiecăruia. Iartă-ne de greșeli și păcate și de ne putere să trăim spre slava ta. În numele Domnului Iisus te-am rugat și îți mulțumim. Rămâi cu noi și ne binecuvintează, acum și în toată veșnicia dorim. Amin.